La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Cluj-Napoca Congresul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, un eveniment care a adunat un număr mare de membri și la care s-au stabilit prioritățile formațiunii. Anul acesta la Congresul UDMR au participat peste 1000 de persoane. Acesta a fost cel mai mare congres al organizației. S-a discutat foarte mult despre ce fel de lucru și ce fel de dezvoltări ne dorim în următoarele decenii. Dacă în anul 2018 am dezbătut despre trecut și despre ce ni s-a promis în urmă cu 100 de ani, dezbaterea de la acest congres era pentru următorii 100 de ani. Potrivit deputatului UDMR, s-a discutat la congres și despre ceea ce doresc să ofere comunității maghiare. De asemenea, s-au stabilit prioritățile pentru 2019, iar alegerile europarlamentare se regăsesc pe această listă. Trebuie să avem o Transilvanie cu o comunitate puternică, cu o comunitate tolerantă, care să aibă în mijlocul ei o comunitate maghiară competitivă cu o identitate puternică și valoroasă. Trebuie să căutăm rezolvări la provocările din viitor în foarte multe domenii. Trebuie să ne concentrăm pe digitalizare, pe industrie, pe agricultură, fiecare fiind un domeniu dinamic în curs de transformări majore datorită revoluției tehnologice. Tot la acest congres, Chelemen Cunor a fost reales în funcția de președinte al UDMR. A fost singurul candidat, însă se pare că felul în care a condus Uniunea i-a adus voturile. UDMR s-a consolidat din punct de vedere politic în ultimii ani, are cea mai puternică reprezentare în Parlament și în administrațiile locale. Chelemen Cunor este un președinte al tuturor, el fiind un lider complet echilibrat și este candidatul natural pentru un nou mandat. Președintele UDMR a făcut un anunț surpriză anterior congresului că Uniunea va avea un candidat pentru alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în acest an agitat al alegerilor.